Celin Popescu Tericianu îl pune la punct pe Klaus Iohannis, dacă voia stat de drept, trebuia să denune protocoalele dintre SRI, DNA instituit din justiție. Presubliniere din telesenatului, Celin Popescu Tericianu, consider ce subliniere eful statului, Klaus Iohannis, ar fi trebuit din primul moment să denunce protocoalele dintre SRI subliniere IDNA sau o serie de alte instituții din justiție. Dacă presubliniere dintele este cu adevărat preocupat subliniere o justiție independent subliniere ca România să fie un adevărat stat de drept, nu o caricatură de stat de drept, atunci ar fi trebuit, după părerea mea, să denunce din primul moment protocoalele dintre SRI, na subliniere o serie de alte instituții din justiție, lucru care până astăzi nu s-a întâmplat. Presubliniere dintele are la îndemână acest instrument, deoarece conduce XAT sublinierei, a sublinierea cum s-a vorbit în trecut, XAT, prin demersul pe care l-a demarat de a considera corupții a oamenii în care la adresa Securității Naționale, poate să spun foarte clar sublinierei se fac delimitare între ceea ce este oamenii în care la adresa Securității Naționale sublinierei ceea ce este atentatul la viața privată a oamenilor, la drepturile sublinierei libercile individuale care au fost grav încălcate prin aceste protocoale secrete, a afirmat miercuri Tericianu. El susține ce era nevoie de o atitudine politic lipsit de orice echivoc de a denunca public, politic, acest gen de acțiuni care periclitează grav încrederea în justiție, scrie Ager Press. Presubliniere dintele, chiar dacă XAT nu are cun o subliniere timp de încheierea acestor protocoale, pentru ce nu au fost aprobate de XAT? Lucru pe care pot să vi-l spun din perioada când eram prim-ministru, nu subliniere tiu ce s-a întâmplat ulterior, acest lucru ține de resortul instituției sublinierei presubliniere dintele Iohannis poate să răspund de perioada mandatului domniei sale, dar cred ce era nevoie de o atitudine politic lipsit de orice echivoc de a denunca public, politic. Acest gen de acțiuni care periclitează grav încrederea în justiție sublinierei până la urmă elementul fundamental în jurul căruia se creează statul. În final, statul este o creație menit să servească sublinierei să apere cetățeanul. Nu sunt adeptul acelei viziuni, care, din păcate, este sublinierea în Constituția României. Statul nu porne sublinierea de la instituții sublinierea ajunge la cetățean, ci invers. Se porne sublinierea de la cetățean sublinierea creme instituțiile necesare apărării drepturilor sublinierea libercilor cetățenilor, a adăugat Tericianu.